Un incendiu violent a mistuit seara trecută două case din județul Bacău. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a stinge flăcările. Din păcate, o femeie a fost găsită carbonizată, iar un bărbat a suferit arsuri grave. Momente de panică au fost și la Cara sebe, și acolo unde o pizzerie a fost cuprinsă de flăcări. Din fericire, aici nu au fost înregistrate victime. Incendiul a izbucnit la o casă din comuna Pârjol, județul Bacău. Flăcările puternice s-au extins rapid la o a doua casă, cuprinzând în total aproximativ 200 de metri pătrați. La fața locului au ajuns în scurt timp aproape 30 de pompieri din cadrul ISU Bacău pentru stingerea focului. Din păcate, într-una dintre locuințe, o femeie a fost găsită carbonizată. O a doua victimă, un bărbat, a suferit arsuri la picioare și la cap, fiind transportat cu o ambulanță la spital. În cele din urmă, Incendiul a fost lichidat, deocamdată nu se cunosc cauzele incendiului, însă pagubele sunt imense. Momente de panică au fost și la Caransebeș, acolo unde o pizzerie a fost cuprinsă de flăcări. Fumul gros se vedea de la 10 de metri. În urma unui apel la 112, pompierii au venit de urgență să stingă focul. Potrivit acestora, focul a izbucnit din cauza coșului de fum de la bucătărie. Din fericire, incendiul a fost lichidat rapid și n-au existat victime.